Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre formul economic moldorus, care se desfășoară la Chișinău în perioada 20-22 septembrie. Și vom încerca să vedem care sunt așteptările de la acest forum economic. Salut prezența în studiu a domnului Valentin Beniu, rector IRIM. Bună seara și bine ați venit. Seara. Și a doamnei Ana Colța, președintele Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism din Republica Moldova. Bună seara și bine seara. ați venit la Reflector Analitic. Domnule Beniuc, ce înseamnă pentru țara noastră acest forum economic care se desfășoară în aceste zile la Chișinău și în același context care trebuie să ne fie așteptările? Când zic lucrul ăsta, mă refer la fiecare dintre noi. Este un eveniment foarte important, chiar foarte important, dacă ținem cont de situația economică din Republica Moldova, dar și de situația cu relațiile economice Moldova-Rusia, atunci, într-adevăr, este un eveniment extraordinar, de nu doar uh, important, dar și interesant prin uh, esența sa. De ce? Uitați-vă, noi uh, am avut relații cu uh, piața din uh, Este, foarte și foarte interesantă, productivă și uh, bine amenajată din punct de vedere evident economic. Deci noi realizam acolo în perioada până la 90, undeva vreo 75% din toată producția alcoolică care producea Republica Moldova. Încă în 2006 noi mențineam 60% din această piață, încă în 2006. Acum noi avem în cel mai bun caz 10-12%. Deci, <coughs> Dacă vrei să faci târguială cu cineva, evident că trebuie să ai toate condițiile respective. Tu să produci, iar ei să te accepte pe tine ca uh, partener în acest sens. În genere, situația cu Rusia nu e așa de simplu, în sensul că vrem, facem negoț, nu vrem, nu facem negoț. Noi avem producții care, tradițional, putem să o desfacem acolo da. și nu doar în Rusia, și în Bielorusea și în alte țări ale așa numitului CSI dar în special la Rusia, că acolo este piața principală, și de acolo noi luăm hidrocarburi, în special gaz. Deci noi facem așa... Un fel de barter. Nu, nu este barter, dar este schimbul de posibilități, capacități de producție. Schimbul ăsta, dar prin, prin toate mijloacele civile civilizate. Domnule da? Domnule da, politicul a făcut acest derapaj de la e, normal, de la firesc, în contextul în care vorbeați de o stare de lucruri favorabilă până în, în mijlocul anilor 2000? Da. Dacă lăsăm pe economiști ca să, -și, ca să realizeze interesele lor de business, da. hai să-i spunem așa, fără amestec cu politicului, eu nu spun de stat, cu toate că statul este partea politicului, dar e, politicul ambiția, Ambiția politicianului, viziunile sui lor geo și nu știu care strategice, nu este bine cu Rusia, este bine cu ceilalți, nu este bine cu ceilalți, este bine, este bine. acolo, unii ți se, se permite ca să desface producția ta. În sensul ăsta, evident că politica a făcut foarte mult rău, foarte mult rău și statul nu a fost statul ca structură, ca entitate, nu a fost întotdeauna capabil să intervină și să rezolvă problemele astea. Dacă vă să aminte la începutul anilor 2000, da? Da. erau relații foarte bune cu, cu Rusia. Da? În 2001 a fost uh, semnat, în toamnă 2001 a fost semnat tratatul de bază cu Rusia. Ceea ce permite uh, permitea foarte multe și în domeniul economic și în domeniul politic și așa mai departe. În 2002 mai el a fost Ratificat și în acest tratat era și un punct care marca includerea Rusiei în procesul de soluționare a conflictului transistreal. Deci erau și probleme politice, dar erau și probleme economice care urmeau să fie rezolvate în baza acestui tratat. Da. Haideți să aflăm și punctul de vedere a doamnei Colța. Doamna Colța, iată potrivit agenda acestui forum economic, lucrările se vor ține în șapte paneluri, respectiv, dacă nu mă înșeală memoria, cel de-al patrulea este dezvoltarea turismului. Exact. Atunci când vorbim despre turism, cunoaștem că țara noastră are un potențial turistic așa cum este el. Nu vreau acum să-i dau o apreciere, vreau să aflu de la dumneavoastră. El este exploatat așa cum trebuie să fie sau este exploatat la maxim? și ce aduce de fapt acest forum în mm. domeniul pe care îl reprezentați. Noi tindem să exploatăm la maxim. <gură> Țara noastră este frumoasă și datorită faptului că o să fie acest forum, ne dorim să promovăm produsul turistic al țării noastre și în Rusia. Noi ne dorim turiști din toată lumea și piața turistică este strategică pentru noi, deoarece noi cunoaștem că pe timpul Uniunii Sovietice era un flux extrem de mare a turiștilor din CSI acum, da? care veneau la noi în țară. Cu părere de rău, fluxul acesta a scăzut, dar prin intermediul organizărilor de acest soi, hai să zicem așa, promovarea țării o să fie cu mult mai productivă. Deci și chiar, cum spuneți dumneavoastră, că panelul Dezvoltând Turismului adune jucători din domeniul dat și din partea Moldovei, și din partea Rusiei și respectiv o să fie un schimb de informație, un schimb de idei cum putem noi dezvolta acest parteneriat între Moldova și Rusia. Dar spuneți-mi, vă rog, iată, atunci când vorbim despre turism, care ar fi, nu știu, o carte de vizită pentru țara noastră? Încercăm să implementăm de ceva timp ceea ce se numește turism rural sau avem și alte obiective prin care am putea ca să ne facem cunoscuți și apreciați în întreaga lume, dacă nu cel puțin în zona în care suntem? Turismul vitivinicol a luat o partea leului, hai să zicem așa, din turismul de receptor din Republica Moldova și ecoturism sau cum se zice turismul din partea rurală tot este bine dezvoltat în ultimul timp. Dar mulți turiști vin și ne vizitează țara datorită vinurilor noastre de calitate înaltă care și dezvoltă și ei activitatea. Și asta ar fi, hai să zicem așa, o, o ramură unde ne vedem noi că putem munci, dezvolta și acumula rezultate bune Iată, la acest forum și-au anunțat participarea aproximativ 550 de participanți din ambele părți Când zic lucrul ăsta, mă refer atât Republica Moldova cât și Federația Rusă Vorbim, pe de o parte, de ceea ce oferă țara noastră Există potențial turistic și pentru cetățenii noștri în Federația Rusă? la nivelul acordurilor de colaborare pe care le aveți, poate niște, nu știu, acorduri... Vreau să vă povestesc de un caz. Spuneți. De ce Republica Moldova a participat în luna martie la expoziția din Moscova. Deci au fost foarte mulți agenți economici care au lucrat 4, 5 zile bune în acest stand și au promovat produsul turistic al Republicii Moldova. Și vreau să vă zic că după această expoziție, discutând, având întâlniri cu reprezentanții din mass media și reprezentanții din business, am simțit necesitatea de a organiza un pres în Republica Moldova. Și iată că peste o lună, luna aprilie, Moldova a fost vizitată de peste 17 reprezentați ai presiei, bloggeri, vlogeri, care ne-au vizitat țara și trei zile nu au făcut nimic decât au mers pe la venării, pe la pensiunile noastre. Și vreau să vă spun că 50 de articole, peste 50 de articole au fost scrise despre Republica Moldova, foarte pozitiv. Și au descris Moldova așa cum o văd turiștii sau vizitatorii. Lor le-au plăcut foarte mult Deci reișind din, din, din această practică putem să spunem cu certitudine că Moldova este o țară turistică Doar că mai avem foarte mult de lucru la copilul dat Și să ne învățăm să ne promovăm țara, să ne promovăm produsul și să ne iubim țara așa cum este ea Domnule Beniuc, pe parcursul a 27 de ani, în Republica Moldova s-au perindat mai multe guvernări. Nu întotdeauna relațiile cu Federația Rusă au fost cele care este cazul să, să fie, și au simțit o anumită fisură, dacă aș putea să, să spun așa. Iată, am avut embargo, am avut tot felul de situații neplăcute pentru țara noastră. Întrebarea mea ar din această teză enunțată un pic mai devreme. Ce trebuie să facă țara pentru a menține aceste relații bune? Pentru că s-ar părea că asistăm la un paradox pe plan diplomatic. Vine un guvern care zice că noi trebuie să avem relații bune și cu Estul și cu Vestul, însă, la nivel practic, lucrurile nu chiar sunt așa cum ne le dorim. Deci, eu, dacă îmi permiteți să prelungeți gândul, da. că e tocmai răspuns la, la întrebarea dumneavoastră. iar în 2000. Deci, în afara acordului de bază, în 2005-2006 s-a început lucrul asupra unui proiect care era un program de, de interacțiune economică între Moldova și Rusia care a fost semnat în 2008 și era monitorizat de o comisie specială între uh, 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 compusă din membrii Guvernului Rusiei și membrii Guvernului Republicii Moldova. Deci era o comisie specială. Care monitoriza aceste relații economice dintre ambele state. Era un lucru bun. Erau niște instrumente. Întotdeauna relațiile economice dintre țări, urmează să fie niște instrumente care îți permit declanșarea acestor relații economice. Să mai folosesc instrumentele astea? nu? Este pus la îndoială și acordul de bază, este uitat. Uh, uh, Sau ignorat. probabil. Ignorat, da. Cel puțin, el este ostracizat din Casa Politicului, hai să-i spunem așa, acest acord și de acest program, probabil că mulți membri ai Guvernului nici nu mai știu de acum, care a fost semnat în 2008. El nu este pus în circuitul instrumentelor de colaborare. În sensul ăsta, deci trebuie să avem niște instrumente, dar și relații bune. Iată, Doamna Ana, ea este preocupată da. de relațiile directe în acest sens. Deci, dumneavoastră, cu cine ați face uh, uh, relațiile este de turism? Cu o țară cu care sunteți bine, adică sunteți prieteni, aveți o impresie bună despre această țară și țara despre dumneavoastră. Ați spus că s-au scris 50 de articole într-o notă așa frumoasă despre Foarte Republica pozitivă. Foarte pozitivă. Foarte. Deci, noi când spunem urât despre Rusia, dar nu așa, dar la nivelul uh, înaltului politic, da. când spunem urât despre Rusia, Rusia e dispus să facă comerț cu noi. Noi asta și-am pățit-o în anii ăștia, până în 2014, când a fost semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, s-au spus cuvinte și s-au uh, consumat comportări foarte nepotrivite și nediplomatice față de Rusia. Uh, uh, în, în sensul ăsta asta a fost una din cauzele că s-au răcit relațiile și s-au destrămat, s-au început embargouri, s-au început chestii destul de, de neplăcute pentru economia, pentru economia țării. Uitați-vă, deci doar în, în perioada asta aia, ceva din... De, a căzut, a căzut exportul în Rusia de trei ori, aproape de patru ori în această perioadă, mai ales după 2014 brusc a căzut. Deci dacă noi exportam încă în 2013 vreo 630 de milioane producție de 632 undeva milioane de euro în Rusia, atunci în 17 de trei ori scade. Undeva în jur la 233 de milioane de euro reușeam cu greu ca să exportăm în Rusia. Deci de ce? Nu era relația normală dintre, dintre parteneri. Cu sfat, cu, cu chestii de astea, cu antidiplomație între țări, nu se face comerț. Niciodată nu se face comerț. Nu se, nu se, aranjează niște relații economice niciodată. Noi trebuie să luăm act de chestiunea asta și să încurcăm oamenilor de afaceri ca să-și să promoveze businessul ul Din potrivă, noi trebuie să-l să, să ajutăm. Favorizăm. Da? Doamna Colța, eu vreau să ne spuneți dacă aveți niște cifre. Iată, spre exemplu, pentru prima jumătate a anului 2018, numărul turiștilor care au venit în țara noastră este în creștere? Pot să vă dau o statistica pentru anii 2016 16. 16, 17 Deci, din Rusia, în 2016 avem 247.846 de, de vizitatori, în 2017 314.266 de vizitatori. Și în 2018 se așteaptă o creștere de 80%. Dar statistica nu tot timpul corespunde cu realitatea. Asta vreau, vreau să zic. Și dacă se continue unui gândul colegului da. meu, vreau să zic că la noi este mai simplu, deci noi facem afaceri, noi nu facem politică în turism. Deci pentru noi e... Dar nu vă afectează manevrele politice? Uh, ne afectează, hai să zicem așa, ne afectează indirect. Că turistul, dacă își vrea să viziteze o țară și el s ales Moldova, el oricum vine. Aici în Moldova să viziteze țara noastră, să o cunoască, cu atât mai mult că, în pofida faptului relațiilor care sunt acum între Moldova și Rusia, și agenții economici caută relații și din Moldova spre Rusia, și din Rusia spre Moldova. Deci, afacerile oricum își au drumul său și oamenii din afaceri înțeleg că politica merge puțin câteodată paralel cu business-ul, dar nici nu mai puțin se intersectează. Și noi avem o poziție neutră în situațiile astea. De ce? Avem foarte multe, mulți turiști, cetățeni de-a în Rusia care vin cu prietenii săi, care vin deja cu familiile stabilite în Rusia, în Moldova și noi oricum suntem cu brațele deschise și îi așteptăm absolut pe toți la noi în Republică. Doamna Colța, spuneți-vă rog, iată mulți politicieni chiar Operează cu o teză care vrea să ajungă în Albia ceea ce se numește o axioma. Republica Moldova este cea mai săracă țară din Europa, este o țară instabilă, este o țară în care șomajul e la el acasă, nu avem creștere economică și așa mai departe. Aceste lucruri sperie oarecum persoanele care intenționează să ne viziteze țara? Nu. Percepția e, e nu. diferită atunci când vin și se ciocnesc cu realitatea imediată? Mm. Per percepția poate fi diferită. Oricum, țara lasă o amprentă fiecare vizitător așa cum vrea el să o vadă sau așa cum a văzut-o. Și foarte mult contează cine îi transmite informația asta și în ce formă. Dacă noi aici, în Republica Moldova, o să avem servicii de calitate, o să avem structuri de cazare foarte bune, cu, cu servicii incluse de calitate, vinăriile cu vin bun, cu ghizi care vorbesc limba rusă, atunci noi o să putem transmite mesajul ăsta pozitiv față de turiștii care ne vizitează și ei mai departe o să comunice în continuare altor turiști, altor colegi, că uite, într-adevăr, uite, Moldova uite să scrie una, dar de fapt este altceva și lumea o să vină, o să fie atrasă de Moldova, doar că noi, noi aici, localnici, trebuie să să ne străduim să prestăm servicii așa la așteptările la calitative și la așteptarea turistului. Deci avem nevoie de ghizi limba rusă, avem nevoie de recepționiste la hotele să vorbească limba rusă, avem nevoie de un infopor. Dar avem aceste lucruri, acest personal există în țara noastră? Există, dar calificarea acestui personal nu tot timpul este la nivelul așteptărilor. Este la nivelul, da? la nivelul, la nivelul așteptărilor, exact. Domnule Beniu, că dumneavoastră ați enunțat o teză foarte interesantă. Vorbind despre dimensiunea economică, trebuie să vedem și cealaltă parte a monedei. E evident că Republica Moldova are ce lua de la Federația Rusă. Întrebarea este simplă. Ce ia Federația Rusă din Republica Moldova? Produsele noastre sunt competitive acolo, mă refer probabil la producția agricolă, pentru că noi tot obișnuim să zicem că Republica Moldova e o țară agrară, avem ce exporta și așa mai departe. Cât de atractiv rămâne a fi producția noastră? Deci, evident că și cumpărătorul din Rusia devine mult mai, hai să spunem, mai pretențios față de producția din Moldova și. Acolo nu se mai poate, încolo nu se mai poate exporta tot ce produci tu aici. Urmează, producția urmează să corespundă unor standarde. Deci nu numai în Europa vor, trebuie să uh, exporți produs de calitate, dar și în Rusia. De ce? Pentru că piața rusească vin produse și din Polonia, și din Ungaria, și, și din Chile, și din Argentina, și din toată lumea. Pentru că atât timp cât n-au fost vinurile noastre, inclusiv, da? pe piața rusească, acolo au venit produse din multe alte țări foarte bine ambalate, de o calitate deosebită, vin francezesc, vin din Georgia, vin Lucrează tehnicile de marketing, a, sunt foarte bine sigur, sigur că punct. da. Iată, intrați în și magazin, care este mai mult sau mai puțin respectabil în Rusia. Vinuri moldovenești rar o să vedeți. Dar din Georgia, da. Coneacuri din Armenia, dar din Moldova nu prea mai țin minte cei din Rusia, țin minte Bela care nu mai este Bela cel care a fost, și mai țin minte ceva codru de bălți. Deci lucruri care au dispărut de mult de pe uh, uh Rusiei și nu se mai realizează. De aceea, dacă noi trebuie să ne îngrijim, vorbeam de politic, trebuie să ne îngrijim de cei Ca să fie continuitate pe orice care piață, fie a Rusiei, fie a altor țări. Pentru că dacă ai făcut o pauză, da? Sau locul tezi... ți este da, luat, ți -a... gata, imediat ți-au ți luat locul. Domnule Beniuc, dar autoritățile <coughs> zic că iată anual vor fi organizate asemenea forumuri economice. Eu vreau să vă întreb, iată, vorbind din prisma relațiilor internaționale, cum noi putem cuantifica rezultatul acestor forumuri? Cu investițiile și cu uh, volumul de producție care eventual va fi realizat uh, după acest forum. Eu vreau să spun că asemenea forumuri nu dau rezultate imediate, nici nu pot uh, da. Deci, uh, precum a spus doamna Ana, va fi o discuție de cunoștință, de reluare relațiilor, de eventual de încheierea unor intenții, de protocol, să-i spunem așa, cu tine, noi am fi de acord sau noi am vrea ca să vă aducem turiști, iar voi nu știu ce încolo. Deci, lucrul ăsta este o, un, un, eveniment de inițiere. Și asta este foarte important. Și lumea, și business dar și oamenii simpli urmează să aprecieze la justa valoare iată acest forum, că nu mai, n au avut loc. Eu nu pot aduce aminte una, un asemenea eveniment pe tot parcursul. Da, au fost diferite întruniri, au fost diferite discuții, expoziții, chestii, dar Uh, 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 un asemenea pas extrem de inteligent, da. să-i spunem așa. Pentru că <coughs> acest forum în perspectivă, mă gândesc eu, mă rog, depinde cine va organiza în perspectivă, dar el va deveni ca un fel de tronson în relațiile, în relațiile economice, nu numai cu Rusia, dar și cu țările care au relații cu Rusia. Deci asta va fi, Rusia-Moldova va fi un tronson Moldova va atrage probabil și parteneri din vest, iar prin Rusia și partenerii din est. De ce nu la anul viitor, dacă va fi o chestiune repetabilă? Așa nu vor veni din stat din Belorusia. Noi cu Belorusia avem relații economice extraordinare și turiști din Belorusia sunt tentați să vină la noi. Pentru că Moldova, precum a spus doamna Ana, este foarte frumoasă. Ea este foarte frumoasă. Și cu drumuri extrem distrăcate, care nu ți permite acces în locurile astea frumoase. Iată, eu mărc trasie Ungheni, asta Chișină, Ungheni. De, de -am, eu am îmbătrânit în traseul ăsta toată viața, de când eram student și până în prezent. Eu nu mă satur să mă uit la culmele este încodrite. De, de codrii noștri vechi și niciodată nici nu mai atrag atenția la drumul, s-a stricat și așa mai departe. Dar un turist care vine, el se uită, domnule, infrastructura asta e, nu n-ar putea să o aducă la o condiție oricare. Deci, Dar putem da. noi, avem abilitatea de a ne vinde această imagine, a face acel marketing despre care pomeneam noi un pic mai devreme? Mai bună, mai bună apreciere decât da. a dat-o doamna Ana, eu n-aș putea da. Pentru că, uitați-vă, Duceți-vă în Turcia, de exemplu, dar duceți-vă în Ungaria și o să vedeți câți tineri vorbesc într-un bar sau într-un hotel sau într-o stațiune în limba, în limbele străine, în genere, foarte, ei toți vorbesc limbile limbele străine. Te duci în Turcia și îți vorbești și în rusă și în care limbă vrei. Cu tentația de a-ți vinde marfa, dar noi a acum bus. nu prea vrem să învățăm limba rusă, cu toate că suntem în zona asta de utilizare a limbii. Noi vorbim de interese geo, de Politice. poziții geopolitice și geostrategice. Iată, limba rusă este unul din segmentul geostrategic al Moldovei. Spunea și doamna Colța, ori acești specialiști nu cunosc în mare parte și limba rusă. Dar, dar și comportamentul lor... Da. Doamna Cunța, vă rog, punctul dumneavoastră de vedere. E, e, și în același context vroiam să vă întreb. Iată, în e, discuțiile cotidianului, în ultimul an, în mod special, apare o noțiune relativ nouă pentru țara noastră. E vorba de brand de țară. Sunt noțiuni care oarecum ne fac să ne poziționăm într-un anumit fel pe plan internațional și întrebarea, în același context, iarăși e destul de simplă. Care ar fi brandul de țară pentru Republica Moldova? Noi avem brand de țară de da. câțiva ani deja Deci pomul vieții, nu știu, da. nu cred că cineva nu-l cunoaște Îl cunoaște toată lumea Toată lumea, lumea cred a fost deja. E Exact, da Și vreau să zic că, da, la capitolul de logistică aici în interiorul țării Avem probleme și cu drumurile, cum ați spus dumneavoastră dar vreau să zic că turiștii când vin la noi în țară, ei oricum, poate nu observă găurile astea din drumuri și... Um... Sau asta face parte din peizaj, așa, nu din să peizaj. un pic deci discuția. Ei, 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 ei când ajung la vinăriile noastre, la melești Mici, la Cricova, la Asconi... Mai văd la... drumurile, dacă <laughs> sunt se <laughs> <oric> de loc. <laughs> Ei rămân fascinanți de, de, de vinul nostru, de gastronomia noastră și deci toate restul, probleme micuți hai să zicem așa, le lăsăm în urmă. Și este de datoria ghidului, este de datoria agentului economic să prezinte țara în, în, într-o formă foarte frumoasă și foarte pozitivă. Deci noi nu o să vorbim turistului cu te noi avem drumurile rele, sautic, noi avem așa sau nu avem așa. Deci noi evităm toate problemele care le avem noi aici și ieșim cu uh, cuvinte frumoase și le spunem că Moldova este o țară uh, foarte primitoare. Deci avem uh, plăcinte, gustoase, și dacă doriți, puteți chiar și să le facem împreună la o pensiune. Și toate problemele astea se, se rezolvă, deci ele se elimină în momentul în care lucrează profesioniști în domeniu. Domnule eu... Colțat, dumneavoastră ați vorbit foarte bine și ne-ați oferit și date câți uh, turiști au venit în țara noastră, dar eu vreau să vă întreb și chiar mi-am notat aici. Prețul este cel decisiv pentru care uh, acești turiști optează pentru Republica Moldova și nu o altă țară oricare ar fi ea. Cum ne poziționăm noi la capitolul prețuri? Uh, noi nu suntem, nu suntem uh, o țară care ar fi cea mai scumpă, cum produs turistic cel mai scump, sau chiar nici mediu de preț. Avem foarte bună conexiune cu Federația Rusă din punct de vedere a curselor AVIA. Deci sunt peste 40 de rute săptămânale care leagă orașele San Petersburg, Moscova, Voroneș, Ekaterinburg, Krasnodar. Deci asta este un, hai să zicem, un punct foarte prin care noi aducem turiști. Dacă este conexiune sau cu a conexiune cu transport feroviar, atunci turiștii vin la noi în țară. Și biletele nu sunt în tocmai foarte scumpe dacă luăm și comparăm cu costurile biletelor din alte destinații sau alte destinații din CSI. Dar noi pierdem. Un, la capitolul, cum a zis și dumneavoastră, de marketing și de promovare. Nu avem surse suficiente ca să ne promovăm corect. Ne-ar trebui mai mulți bani pentru promovarea țării, dar eu cred că lucrurile se vor schimba și chiar noi simțim că în ultimii 2-3 ani de zile lucrurile s-au schimbat chiar și același forum economic Moldorus. Da. Eu nu mi-aduc aminte că să fie turismul inclus în, aceast, în acest forum. Deci și... Este uh, pentru pioniera, da? Deci cel puțin eu nu mi-aduc aminte. Poate să fi fost, dar da. nu cunosc. Uh, noi am participat și în diferite delegații oficiale și în Belorusia. Deci am fost invitați tot din domeniul să participăm cu, și să dezvoltăm turismul receptor. Deci să comunicăm cu oamenii pe tema turismului, să le spunem că noi, voi sunteți așteptați, noi suntem gata, avem produse de tot soiul, cu atât mai mult că Rusia optează pentru pachete all-inclusive. Asta e. Și Moldova poate oferi și oferă pachete all-inclusive pentru turiștii care vin în Moldova. Mai este un segment foarte bun, cum ar fi mais sau cum ar fi grupuri organizate care vin în Republica Moldova pentru conferințe sau pentru diferite forum sau pentru, cei, pentru angajații unei companii. Și noi încercăm să dezvoltăm, dar fără așa fel de evenimente cum ar fi Forumul Economic Moldorus sau întâlniri B2B sau întâlniri B2C sau chiar expoziții. Deci noi avem necesitatea de a avea așa fel de forum și evenimente. Domnule Beniu, că există oarecare instabilitate în această zonă în care Republica Moldova este poziționată din punct de vedere geografic și respectiv există anumite conflicte în anumite zone cu Federația Rusă. Asta constituie un impediment în stabilirea și menținerea relațiilor favorabile de colaborare cu această țară? Evident. Ori pornim de la ultimele declarații ale colegilor noștri din Ucraina, spre exemplu, da? Da, uitați-vă. Deci, ca să ne dăm seama mai bine, noi putem să urmărim, am putea urmări, mă rog, că nu m-am da. documentat, dar am putea urmări câți turiști erau bineveniți în Georgia până la conflictul respectiv și câți turiști acum din Rusia, am în vedere, sunt bineveniți cu ghilimele de rigoare acum în Georgia, foarte puțin. Deci, relațiile dintre tăi contează și în domeniul turismului, inclusiv. Deci atunci când țara este prietenă și are, și are o specificitate așa care intrigă turistul, el vine, el vine. Deci Moldova are foarte multe locuri. Eu vreau să vă spun uh, un, 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 un exemplu foarte primitiv, să-i spunem așa, dar drag sufletul meu. Uitați-vă. Eu mă aflu. Uh, în, uh, eu știu un sat, să-i spunem așa, ca să nu fac reclamă. Dar ar fi bine să-i fac și reclama să nu dacă se poate. Da. Eu știu un sat care este în inima codrului. În de jur, împrejur, vreau zic că sunt vreo șapte mii de hectare. Și codrii ăștia se numesc Plaiul Fagului. Iar acolo, de ce se numește Plaiul Fagului? Acolo crește, este un loc unical. Doar acolo, și puțin în pădurea domnească, cresc fagei în Moldova. Copacii ăștia sunt ca niște stâlpi din beton la o înălțime, te uiți așa, la o înălțime de 40-50 de metri. Deci e, sunt, e, este ceva din poveste, domnule. Este ceva din, în afară că scodrii de 2 da. 300 de ani, sunt ca din povești, așa. cu iazuri, lacuri naturale, cu chestii. Deci, din locurile este, eu deci zic de infrastructură, nu numai drumurile colbăite trebuie să le acoperi cu asfalt, cum este normal să fie, da? Dar și locurile astea trebuie înnobilate ca să-l aduci pe cel turist și să-i spui, uite ce am făcut noi cu mâna noastră și cine a dat Domnul. Da, ceea ce ziceți dumneavoastră este adevărat în esență, dar iată, eu am aruncat acum o privire asupra celorlalte paneluri care se organizează și se desfășoară, de fapt, în cadrul acestui forum și mi-a atras atenția, spre exemplu, cel din domeniul industriei. Bine, relativ, am putea spune, sau ar putea spune mulți dintre noi, stăm la capitolul turism la capitolul industrie, ce am putea noi face, mișca, pentru că pentru, nu, e, nu e, o noutate, acum nu inventezi bicicleta sau roata, dar ca să existi, ai nevoie de mijloace financiare. Respectiv, aceste mijloace financiare trebuie să fie obținute din, din ceva. O Republica Moldova, la capitolul producere, stăm un pic mai slab. Ce putem prelua? Chiar foarte slab stăm. Păi, da. uh, pară-mi, chiar în studiu ăsta, într-o altă discuție, da. poate ani în urmă, eu spuneam și zic și acum. Deci, este normal. Deci, producând, trebuie să ai piață de disfacere, Ca să ai venit și să reinvestești. Iată, uh, cercul ăsta trebuie să repezi de multe ori până uh, respectivul agent economic devine bogat. Da, și uh, își mărește uh, 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 suprafața de producție, sau mai știu eu acolo toate, toate toate afacerea asta, toate gospodăria asta. În sensul ăsta noi suntem foarte slab în 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 producție, dar avem. Avem pentru că aici e este vorba și de investițiile directe din partea Iată, Rusiei. rusă. și pați întrebarea mea. Iată, dacă ați fi un investitor rus, ați veni în Republica Moldova, vedeți un climat investițional favorabil și din punct de vedere economic, și din punct de vedere politic? Cu mari rezerve. Eu, dacă aș de fi... Ce? Una, cu vă rog mari, să vă argumentați. Cu mari zi. rezerve, pentru că la noi cum se perindează, cum se prindează la Plasa putere, politică, da, da. oamenii, partidele, echipele guvernamentale, așa se schimbă și asta. Vine un, un partid cu o dispoziție și o guvernare cu o dispoziție vine alt partid cu alte dispoziții, deci se joacă cu oamenii ăștia care sunt talpa economiei, înțelegeți? Ce Dar chestia? cum prindem echilibru? Cum menținem echilibru? Păi echilibru trebuie să-l prinzi cu mintea și cu sânțul tău de cetă cetățean al Republicii Moldova. Pentru că nu trebuie să dezic... Uitați-vă, noi am avut relații foarte bune, foarte bune cu Moscova da. și cu San Petersburg, regiunea Moscovei, cu regiunea Belgorod, cu regiunea Smolensk, cu, regiunea... cu mai multe regiuni. Și dezechilibrarea asta a comerțului dintre regiuni și Republica Moldova s-a produs imediat după 2014. Pentru că o trebuie să avem minte și aptitudine și îngăduială ca să negociem acordul de asociere, foarte bine să-l negociem. El bine că este, dar el ne-a străcat relațiile cu alt agent economic acolo unde noi putem realiza această producție. Noi acolo o putem realiza. Uitați-vă. Deci, noi am pierdut în primele luni după, 900, după 2014, după încheierea acordului, numai în primele luni, a, 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 la sfârșitul anului 2014, și am pierdut 20 de milioane de euro la nerealizarea vinului în Rusia. În general, noi am stopat producție de 200 de milioane de euro aici în Moldova, ne putând realiza. Știți că Rusia a pus condiția, domnule, nu, nu, pute, nu puteți fi în două zone de liber schimb. Da. Ori sunteți acolo, aveți tot dreptul, sau sunteți aici. Deci, de ce? Rusia și-a protejat piața, și-a protejat-o. Și ne bucuram noi atunci foarte mult. Am reușit în Uniunea Europeană să împingem producție agricolă de 100 de milioane de euro. Noi am, pierd, noi am pierdut 200 de, de milioane în câteva luni și ne bucuram că am împins producție de 100, doar producție da. -am, de, de 100 de milioane. De deci aici trebuie să fim foarte atenți și echilibrați. Doamna Colța, iată, dumneavoastră fiind prezentă, iată, la acest forum moldorus, probabil apare o întrebare simplă în discuție cu, cu reprezentanții Federației Ruse. Venim în Republica Moldova să o vizităm, pentru că ziceați, avem ce vizita, dar, la modul concret, ce le oferiți dumneavoastră? Poate primele trei poziții, ca să nu fiu atât de categoric. Vineriile obligatoriu. Da. Chișinău. Când ziceți Chișinău, la ce vă referiți? Pentru că uh, Chișinău vechi, cu tot respectul, dar nu cred că s-a conservat. Uh, uh, da? Chișinău este un oraș foarte modern, foarte european și este așa cum este. Noi îl arătăm turiștilor așa cum este el. Și turiștii e foarte, mai ales din Rusia, vin în Chișinău pentru a doua, pentru a treia oară, deci ei vin repetat foarte puțini turiști care vin pentru prima dată în Chișinău. Și lor le place să se primble pe strădelele, pe ulițele Chișinăului care ei deja le cunosc. Și vreau să zic că pensiunile noastre, pensiunile le oferă acum... Zona de sud, probabil, da? Mai mult. Nu nu mai. Chiar și aici, lângă Orheiu Vechi, avem pensiuni foarte bune, care, cu gospodari foarte primitori, care le și toarnă, le și întinde masa, le și dansează. Și turiștii rămân foarte mulțumiți. Mergem și la Soroca, partea de nord a Moldovei, unde avem um, lucruri foarte interesante de povestit turistului. Și vreau să zic că și Transnistria își găsește locul pe um, punctele de vizitat. Foarte mulți turiști din Federația Rusă își doresc să viziteze Transnistria. În pofida faptului că se vehiculează că în Transnistria este altceva decât Moldova, sau da, chiar și este poate altceva decât Moldova, dar lumea merge, vrea să vadă, vrea să vadă atmosfera din Transnistria care este la moment. Doamna Colța, iată, ziceam la începutul acestei emisiuni, formul economic se desfășoară în perioada 20-22 septembrie. Spre exemplu, pentru data de 22 aveți în agenda inclus un traseu, nu știu, pentru zona de nord sau zona de centru la care făceați referire cu, cu, pensiunile pentru acești oaspeți care ne vizitează țara? Pentru data de 22, dacă nu greșesc, este planificată găgăuzia. Deci mergem, o să meargă în găgăuzia turiștii, se guste din vinurile de acolo, care de fapt și se exportează, dacă nu greșesc eu în Federația Rusă, Vinile, vinurile din găgăuzia, ele se exportă. Și asta vroiam să zic că uh, turiștii e, vin la noi în țară, își doresc să cunoască țara. Totul este în mâinile noastre, doar cum noi ne poziționăm, cum noi oferim și cum noi facem. Și să facem, nu doar să vorbim, dar să ne impunem, să ne forțăm, să ieșim din zona de confort, să scolăm din fotolii, să mergem și să schimbăm lucrurile noi de sine stătător. Să învățăm de la alte țări care se promovează cu mult mai bine. Avem de învățat de la Georgia, avem de învățat de la Armenia, avem de învățat de la țările europene. De ce să nu furăm noi instrumentele cele mai bune care sunt implementate și au luat foc și sunt cu succes? De ce să nu le implementăm noi aici? Dar iarăși zic, se necesită dorință și uh, Și bani. Doamna Colța, iată în activitatea pe care o desfășurați dumneavoastră. Ați simțit susținerea instituțiilor statului? Mă refer aici Parlament, Guvern, președinții, de ce nu instituție prezidențială? Vreau să zic că chiar și presturul care a fost făcut pentru, organizat pentru presa din uh, Rusia a fost finanțat de Miepo pe atunci. Acum uh, organizația de investiții dacă da. nu greșesc, că așa se, denume, se, se numește, da. Agenția de investiții, mai corect. Deci am fost finanțați, deci ei da au participat la finanțare, ne-au ajutat. Vreau să zic și Aeroportul Chișinău a, a participat cu parțial cu finanțare. Și vinăriile ne-au primit e, gratis în acest prestor. Deci colegii sunt foarte receptivi și agenția de investiții tot ne-a ajutat foarte mult și Air Moldova, vreau să zic, este companie că, de că stat. Ca să nu facem publicitate. Îmi <laughs> cer scuze. Da. Dar vreau să zic că este companie de stat. Deci da. aici vreau să zic. Domn Beniuc, Era. Da. avem siguranța că aceste acțiuni vor continua? Păi depinde, eu am spus, în perspectivă depinde de cine va cine va organiza asemenea. El trebuie să fie repetabil. Un asemenea forum trebuie să fie repetabil. Da, dumneavoastră acord aceeași întrebare ca și pentru doamna Colța. Vedeți o susținere? Ea este oarecum palpabilă din partea instituțiilor statului? Păi dacă nu ar fi, fi organizat președintele acest forum, nu ar fi fost acest forum. Este noi trebuie, toți cetățenii trebuie să înțeleagă un lucru, că efortul președintelor în această direcție este unical. Este unical. Noi, fără desfacerea mărfurilor în masa lor, pentru că aici noi vorbim, de unde vine vinul ăsta în, în Rusie, din Tiraspol și din Comrat, din Găgăuzia și din Transnistria, așa numi. De acolo vine, pentru că aici este Chateau Varteli, care în ultima instanță a fost acceptat uh, uh, Cricova și încă vreo două, trei companii, total cinci, au fost acceptate de aici, din restul Moldovei. Restul doar numai de acolo. În sensul ăsta, efortul președintelui președintel ce constă? Că nu la dânsul. Dar asta este situația. Efortul lui în ce constă? El vrea să deschidă piața rusească, care este foarte mare și tradițională pentru Republica Moldova, pentru toți agenții economici. Domnul Beniuc, dar iată în timp ce vorbiți, eu mă gândesc la un lucru. În poporul nostru există o fabulă. Raculebă, dar și eu știu că cam așa se partajează, cel puțin, și pe arena politică. Și de ce v-am întrebat mai devreme despre dacă putem cuantifica rezultatul? Oare rezultatele pot fi palpabile în contextul în care trei instituții ale statului au viziuni, dacă nu diametral opuse, cel puțin, nu ajung la un numitor comun? Păi, zicala asta, la noi, în da. sens politologic, da. e da. cam așa. Cu cât mai rău, cu atât mai bine. Cu cât mai rău pentru uh, un, uh, o forță politică, cu atât mai bine pentru ceilalți. Că, în speranța că noi vom ajunge și vom câștiga alegerile și să vedeți cum o să facem noi, și atunci noi mergem din groapă în groapă. Cu cât mai rău, cu atât mai bine pentru unii. În anumite doar. partide politice. Da. În sensul ăsta, în sensul ăsta uh, este foarte greu, foarte greu. Vine investitorul aici dacă noi străim o viață dezechilibrată, complet, în sens economic, inclusiv și politic de asemenea. Dar noi, din evident de pe urma unor inacțiuni, tot cu legi evidente politice, când zic noi, mă refer de evident la clasa politică. Inacțiuni? Da. Știți, pe noi ne-au salvat de multe ori și dar și, și incapacitatea de a acționa, pentru că nu am dovedit să facem pasul greșit. Da. da? În sensul acesta, noi de multe ori ne-am am, ne -am pomenit salvați. Pentru că ne, av ne aventurăm în acțiuni foarte negândite, foarte negândite. Eu nu vreau să dau lista acțiunilor negândite, dar ele sunt prea multe chiar. În toată perioada asta de 27 de ani. Și în sensul ăsta noi am tăcut mult cu, cu Transnistria, nu, nu mai am întreprins ceva. Și am pierdut ștampilele Moldovei, le-am dat lor nu m-am întreprins ceva. Și am mai făcut o boroboață, nu știu ce, acolo și am provocat Rusia la alte acțiuni și față de noi. Noi trebuie să gândim și pe urmă să pășim. Economiștii ce spun? Cred că e așa? Da. Eu am o ultimă întrebare, cred că în cadrul acestei emisiuni. Spuneți-mi, vă rog, evident că din punct de vedere economic, Republica Moldova trebuie să fie omniprezentă. Când zic lucrul ăsta, mă refer la pețele de desfacere din diferite regiuni. Avem capacitate și maturitate politică, domnule Beniuc, să facem față acestor provocări politice ale mileniului în care trăim? Și cu asta încheiem această emisiune. Ca, ca, ca societate, oameni, instruire, capacitate, în fond noi suntem capabili. Dar trebuie să fie cineva care ne organizează. Asta este guvernarea. Domnule Beniuc, doamna Colța, eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune Mulțumim, și pentru punctele pregătate. de vedere pe care le-ați exprimat. Vă aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, atât a fost emisiunea de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Numele întregii echipe vă doresc o seară bună. Pe curând!